Povestea cifrei 2. A fost odată, pe când oamenii nu știau să scrie sau să citească, un copil pe nume Petrișor. El era un mare iubitor de păsări și animale. Dimineața, cum se trezea, se ducea în curte, dădea de mâncare animalelor, le mângâia, vorbea cu ele, iar acestea îl răsplăteau cum puteau. Cu lapte, ouă, iar altele mai mândre îi dădeau câte o pană colorată din coada lor. Într-o zi mohorâtă, când norii negri acopereau cerul, un vultur mare trecu pe deasupra casei lui Petrișor și din greșeală scăpă din cioc două ouă în căpița de fân. Petrișor nu recunoscu ce fel de ouă sunt și se gândi că trebuie să afle. Luă ouăle, le duse la căldură și așeză pe ele o găină care tocmai voia să clocească. După câteva zile, ieșiră din ouă două rățuște gălăgioase care parcă nu-și găseau locul prin curte. Cu timpul, rățuștele ciudate au părăsit curtea, iar peste o vreme, Petrișor le găsi pe iazul de la marginea satului. Erau tare frumoase! Chemă tot satul să le vadă! Toți au rămas uimiți, privind aceste păsări minunate, cu gâtul lung și unduit și cu penele curate. Și pentru că erau două astfel de păsări, oamenii au hotărât ca de câte ori trebuiau să scrie cifra 2 să reprezinte cele două păsări grațioase. Și așa a apărut cifra 2. Petrișor este nedumerit, fiindcă nu știe ce este cu aceste bile. După ce a stat să se gândească un pic, și-a dat seama că bilele au aceeași formă și câte două sunt de aceeași culoare. Astfel, Petrișor are nevoie de ajutor pentru a forma grupe cu bile de aceeași culoare. Bravo lui Petrișor, care a reușit să formeze mulțimea bilelor albastre cu două elemente, mulțimea bilelor roșii cu două elemente și mulțimea bilelor galbene tot cu două elemente. Ce credeți? Ce cifră îi corespunde fiecărei mulțimi? Bravo! Așa este! Fiecărei mulțimi îi corespunde cifra 2, fiindcă fiecare mulțime are câte două elemente. Cifra 2 este formată dintr-un bastonaș cu întorsătura în stânga sus și o liniuță orizontală de la stânga la dreapta. Aceasta este cifra 2. Lebăda pe lac visează, se înclină mai apoi. Grațioasa cum dansează, seamănă cu cifra 2.